Tudorel Toader, informa cheie în procesul de revocare al Laurei Codroacovesi. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ce nu a mai avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis, pe tema revocării procurorului, Efaldna, Laura Codroacovesi. Ultima întrevedere cu domnul președinte am avut-o la depunerea jurământului cu tinerii magistrai. Este adevărat ce ne-am mai întâlnit odată în cadrul XAT, dar nu am mai avut discuții pe această temă, a explicat Tudorel Toader. Informația este extrem de interesant, în contextul în care președintele Klaus Iohannis a declarat ce va face anul privitor la soarta Laurei Codroacovesi, după ce președintele preciza ce la nivelul administrației prezideniale s-au primit toate documentele i se face o analiză extrem de serioasă, mai ales asupra raportului venit din partea ministrului Justiției.